Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft în lumea animalelor. V-am spus că o să-i o plătesc ratonașului, așa că uite că a venit momentul. Este timpul să-i fac o farsă lui nociv, așa că rupeți cu toții butonașul de like și de subscribe, un follow pe Instagram hudini.insta și haideți să aflați despre ce farsă este vorba. O să îi umplu casa cu... Va trebui să vedeți. Va trebui să vedeți, pentru că o să fie super interesant. Am aici, stați așa, că mi-a scris mulți că este vulpița prinsă aici. Aparent nociv. Mi-a prins vulpița mea polară, băi, și mi-a închis-o aici. Dar nu e nicio problemă că îi dau eu drumul la vulpiță și o să mă și răzbun pe ratonaș. Stați așa, uite, acum vulpița este liberă. Hoțomano, ce ai mâncat acolo? Uite-vă ce drăguță e vulpița, bă. Mamă, e speriată. E speriată că a ținut-o acolo captivă, nociv. Mama mia. Nocivane, o să o plătești pentru asta. Acum vin către căsuța ta și o să ai o farsă pe cinste. Dar înainte de fapt să merg, trebuie să fac ceva. Trebuie să tund niște copăcei. Am aici asta. Ia să vedem, bam, bam, bam. Și tundem frumușel așa cu foarfeca asta de tuns oile. Aparent merge să tunzi și copacii, ceea ce mi se pare super ok. Bam, 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 să vedem, am strâns ceva, ceva. A doar 8 bucățele. Deci nu pică chiar toate, băi, pică așa random, din ce văd eu. A, ba, nu, bă, deja am 64, nu, am glumit. Am glumit. Erau pe aici, pe lângă. 64, bun, pe cred că ajungă. Da, mai am nevoie doar de niște lemn, să zicem. Nu cred că mai am nevoie de el, dar o să-l iau așa preventiv. Am 19 bucățele. Bam, cred că ajung. Ăla-i. Păi dacă am chelit copăcelul, am luat și lemnul, trebuie să mă îndrept doar către casa nocivanului și să îmi fac de cap. Haide, haide repede, repede, jori, uite, se face noapte, facem zi și noi, time set day, ăla-i. Am nevoie să fie zi pentru că noaptea nu-mi prea place, bă. Nu-mi prea place noaptea pentru că, ghișe, noaptea vin zombie și e nașpa să vină zombie, chiar e nașpa rău de tot. Așa, uite, am făcut o setare, este în regulă acum și hai să mă duc repede către casa nocivanului. În sfârșit am făcut aici scări, băi. Pentru că era destul de greu. Mamă, ia uite, bă, un fel de acvariu în pământ cu pești. Mamă, și pești din aia tropicali. Nice. Ia uite acolo că se vede casa nocivanului. Stai așa, nocivane. Stai așa că o să mă distrez eu puțin de cu casa ta. Mi-ai inundat căsuța, mi-ai prins vulpița acolo și mi-ai băgat-o la înghesuială, așa că a venit momentul să plătești. Hai să merg acum să-i fac o farsă frumușică nocivanului. O să-i fac un copăcel, sau poate mai mulți copăcii, o să mă mai gândesc. Oare pe unde intram? Pe aici, pe undeva, nu? Da, uite aici, ușița. Nice. Și o să-i fac aici undeva un copăcel. Ia să vedem. Facem în felul ăsta. Punem undeva pe aici așa o tulpină. Și acum hai să pun niște frunze pe aici. Bam, bam, bam. Opa. Nu știu de ce îmi pune acolo. Dar în fine, ce contează. Mamă, păi am făcut cam multă sticlă, sincer. Deci am făcut acum un copăcel aici, în căsuță. Și restul o să pun sticlă. Și să văd și sus. Mamă, aici la pat îi fac un copăcel, pe bune dacă nu. Tipul că pot să distrug asta încet, încet, așa. Stai că am nevoie de ciocănel puțin. De domnul Ciocănițescu. Și să sparg ăsta. Tortulețul. Așa, să-i pun aici un copăcel. Am și la asta-i pun așa, uite. A, dar nu merge. Uite așa, băi, fac. Așa, bam, bam.
Ia să-i pun și pe partea asta la altă. Așa, ceva, opa. Pun și pe deasupra. Mamă, l-am spart, bă, cu copăcelul ăsta, bă. Eu crescut copăcei în casă de când n-au mai fost pe aici. Bun. Deci am gătat și aici, să văd, pot să mai intru acum pe... Să sparg și ăsta. Așa, să intru pe balcon. Mamă, și aici pe balcon îi fac un copăcel direct pe masă. Ia să-i distrug și ăsta și fac un copăcel aici crescut direct pe masă. Bam, bam. Dar ce le-aș face mai mare, bă? Acum mă gândeam. Ia să vedem. Bam, bam, bam. Și aici o să-i fac copăcelul mai mare. Ceva de genul ăsta. Așa. Ia să mă duc și mai jos. Bam, 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 așa. Și ia să mai pun pe aici niște iarbă din asta. Hai că e iarbă dacă e niște frunze. Voiam să zic. Bam, 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 bam. Ceva de genul ăsta. Mamă, chiar e complicat, bă, să faci la înălțimea asta copăcel. Așa, mă mai duc aici încă două frunze. Mamă, o să fie copăcelul întortocheat. Da, așa că pun peste tot, băi, frunzulițe. Uite aici mai am încă 41. Singura chestie este că ar trebui să fac și pe partea asta la altă. Aici n-am prea pus frunze. Să vedem, punem așa ceva. Mamă, era să cad, bă. Sincer vă zic. Așa, bam, bam, aici mă duc tot așa mai încolo puțin tel. Să vedem așa ceva, opa. Ia să mă urc aici înapoi. Punem așa ceva. Mamă, mai am încă 14. Vreau să le pun pe toate. O să fie cea mai șmecheroasă farsă. Mai am încă 8. Așa ceva. Bam, bam. Bam, bam. A, și gata. Pou, am rămas fără. Mama mia, bă. Nu știu dacă mai pot să mai ajung pe căsuță. Aparent e cam greu. Ah, am reușit. Ăla-i. Ia să tai aici tulpina asta. Nice, băi, uite, i-am pus aici un dita mai copăcelul. Ok, bun, și acum trebuie să-i umplem pe aici cu sticlă. O să-i pun sticlă peste tot. Stați liniștiți. Stați liniștiți că o să-i o joacă nocivanului. Joacă-o pe asta dacă poți, nocivane. Joacă-o pe asta dacă poți. Mamă, și iar când o să vrea să vină pe balcon, o să fie rip. Că nu o să poată intra. Îi pun sticlă peste tot. Pe bune, dacă nu. Nu pot pe aici, nu mai merge, bă. Ia să văd aici sus, pot. Bă, aparent nu. Dar aș putea aici. Așa, bun, gata, i-am pus capac acolo. Și hai să încep acum pe partea asta, la altă. Ia să pun și așa. Îmi pare rău, căluțule. Dar o să te cam închid aici cu sticlă. Nociv mi-a închis vulpița, așa că eu o să închid căluțul. Ia să-l bag mai încoace pe domnul căluț. Așa, bun. Și hai să-i pun aici sticlă, gata, l-am închis pe domnul căluț. Domnule căluț, stai acolo cu minte, n-o să pățești absolut nimica. Bam, 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 opa. Prăjiturica aia aparent nu prea pot să o închid.
Mama mea, ce de butoaie și-a pus aici nociv. Țac, 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 țac. Încă puțin ter, opa. Mamă, bun, ăla e bă. Nice. Și acum i-aș mai pune sticlă și pe aici, pe afară. Aaaa, s-a dus un stack. A, dar mai am o groază oricum. Ia să-i pun sticlă peste tot, frate. O să-i umplu casa cu sticlă. Dacă tot am făcut așa multă, o să-i pun peste tot sticlă. Deci numai sticlean o să-i pun. Ia uite pe aici, bam, bam, bam. Deci peste tot îi pun sticlă, ia uite. Îl umplu de sticlă. Geronimo! Vreau să ia stup și piscina, bă. E bune, dacă nu o să ia stup și piscina, ia uite așa. Acolo nu pot să pun aparent. Așa, bam, bam, bam. Țac, țac, țac. I-am astupat toată piscina. Aici nu pot, acum. Și ăsta ar fi ultimul stack, oare? Mai am încă 46 de bucățele. O să-i pun toată sticla, o să-i pun pe aici. Bam, 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 frumos. Ia să mai umplem pe aici așa, bam, bam, bam. Când o să vină și o să-și vadă căsuța, o să-i cam pară rău. O să-i cam pară rău, sincer. Uite așa. Să curgă sticla. Să curgă sticla. Îi pun sticlă peste tot, bă. Mai am încă vreo 60. Așa, țac, țac, țac. Ia să le mai punem aici niște sticlă, niște sticlean. Așa, mai am încă 46 de bucăți. Nice. Și putea să mai pun și pe aici, uite așa. Țac, 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 țac. Țac, să umplem peste tot. Mamă, o să aibă ceva de spart. Si. Cineva, bă, cine o dat după mine? Aoleo, vin ăștia pe mine, băi, mă atacă, băi. Facem lumină și le trece. Facem lumină și le trece. Să văd pe aici, pot să mai pun? Mamă, 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 sunt jale, băi, aici. Să punem așa, peste tot să fie sticlă. Gata, și-am gătat sticla. Nice, hai să vedem cum arată de la distanță. Chiar sunt curios, i-am făcut și un copac acolo mare, imens. Mamă, ia uite cum arată copăcelul, bă. Cum arată copăcelul. Eu să mă uit și din partea asta la altă. Săracu, bă, i-am umplut căsuța cu sticlă. Ia uite ce are un dita mai copacul pe terasă. Ia să mă duc prin apă. Mama mia. Cum îi arată căsuța, băi. I-am distrus căsuța. Nocibane, dacă te-ai pus cu mine, ți-am întors favoarea, ca să-i zic așa. Dacă v-a plăcut tutinașilor, să nu uitați de un like, un share și un subscribe. Practic i-am făcut acolo doi copăcei, unul în interior, unul în exterior. Trei copăcei, stai că acum mi-am dat seama. I-am pus unul jos, unul sus și încă unul pe terasă. Deci am făcut 3 copăcei. Dacă v-a plăcut episodul, rupeți acolo butonul de like neapărat. De asemenea, dacă mai aveți idei de farțe, să-mi scrieți acolo în comentarii și o să le iau în considerare. Deci avem copăcei, avem sticlă, farsa este făcută. Îmi pare rău, Nocivane, dar o să cam ai de muncă. Dacă v-a plăcut episodul, share să afle toți prietenii voștri și ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!